bine, haide, haide, cu... Bă, Litren! Litren! Stai, liniștit, că gata. Hai, vim un pic și gata, mi-ești. Dacă pe teatru mă sună, nu e ferit cu grina asta de 2000 de ani de poliție. Acum a venit ca și căpa, slavă Domnului. Un echipaj al ambulanței a fost în pericol după ce a rămas blocat între ape tot în județul Galați. Apa a inundat practic mașina de salvare, iar ajutoarele au ajuns cu greu în zonă și au încercat să acționeze cu un excavator. Daniela Enciu, directorul Societății de Ambulanță din Galați, ne-a povestit clipele de groază prin care a trecut echipajul. Prin ce au trecut acești salvatori, accesul pompierilor a fost cumva îngreunat de nivelul crescut al apei. Intervenția a durat destul de mult până au reușit să-i scoată din ambulanță. Apa, pe măsură ce trecea timpul, nivelul apei creștea în ambulanță. Asistenta striga cu disperare prin stație să o salvăm, că moare, că apa a crescut, a trecut de nivelul bordului. Și într-un final, cu ajutorul colegilor noștri de la ISU, cu un buldo excavator și cu ajutorul unor cetățeni civili din apropiere, am reușit să-i scoatem pe rând. A fost convocată o ședință de urgență la Ministerul Sănătății pentru a asigura asistența medicală în județele Galați și Vaslui. Vedem și declarațiile care s-au făcut acolo. Ne interesează să existe acces la serviciile medicale ale spitalelor importante din zonă, mai ales pentru pacienții critici, și avem paturi libere la Galați. De asemenea, din punct de vedere al sănătății publice, ne asigurăm că în perioada imediat următoare persoanele care au nevoie eventual vor avea la dispoziție vaccin antitetanic dacă apar accidente redeschise care pot pune astfel de probleme, și de asemenea ne pregătim pentru copiii din zonele respective să putem să administrăm vaccin împotriva hepatitei A. A fost un moment mai fericit printre